Documentele false depistate pe aeroporturi la controlul de frontieră în creștere. De la începutul lunii noiembrie și până în prezent, polițiștii de frontieră de pe aeroportul Otopeni au depistat 21 de documente de călătorie false sau falsificate. Printre acestea se numără 8 permise de ședere, 4 permise de conducere, 3 cărți de identitate, respectiv 4 vize pe care diferite persoane intenționau să le folosească pentru a trece ilegal frontiera de stat. Cele mai multe documente false sau falsificate depistate de către oamenii legii erau de origine belgiană, ucraineană, britanică, spaniolă sau germană și au fost utilizate cu scopul de a ajunge în țări din vestul Europei. Majoritatea persoanelor care vor să treacă granița în mod fraudulos aleg să călătorească pe timp de noapte, după ora 21 sau la primele ore ale dimineții, simultan cu schimbul de tur al polițiștilor de frontieră. De asemenea, oamenii legii atrag atenția și asupra practicii transportului în bagaje sau pe corp a unor documente autentice eliberate de autorități ale statelor membre ale Uniunii Europene pe care oamenii să le predea și care să fie folosite de cetățeni terți prin metoda substituirii. În scopul prevenirii și combaterii fraudei documentare, polițiștii folosesc aparatură și dispozitive capabile să ajute la descoperirea falsurilor, precum comparatoare videospectrale care analizează datele din documente în mai multe moduri, folosind lumina albă ultravioletă inflaroșu și și filtre de culoare.